Pensionarii, în criză. Românii care nu și-au mai primit pensia. Casa de pensie a confirmat. Pensionarii se confruntă cu o adevărată criză, zeci de mii dintre ei având pensiile întârziate sau calculate greșit după recalcularea recentă. Sistemul casei de pensii este supus unei presiuni imense, iar mulți pensionari nu primesc beneficiile cuvenite, generând frustrare și incertitudine. Zeci de mii de pensionari se confruntă cu probleme legate de pensii. Zeci de mii de pensionari se confruntă cu probleme legate de pensii, fie că nu primesc deloc beneficii, fie că acestea sunt calculate eronat. O deficiență la nivel național în sistemul casei de pensii afectează multiple categorii de pensionari. Pensionarii au beneficiat de o creștere medie de 650 de lei în urma recalculării pensiilor în luna septembrie, odată cu aplicarea noii legislații în domeniu. Aproape 4 milioane de pensionari au resimțit această creștere semnificativă a pensiilor creșterile de pensie vin și cu un revers. Recalcularea aproximativ 4,75 milioane de pensii a dus la o supra-solicitare a sistemului casei de pensii. Astfel, unii pensionari care au depus cereri cu luni în urmă nu au primit încă prima lor pensie. În continuare, prezentăm răspunsul unei case de pensii județene adresat unui pensionar, care subliniază această situație. Pensionarul a solicitat informații de la Casa de Pensii cu privire la întârzierea primelor plăți menționând că a depus dosarul său în luna martie. Casa de pensii a declarat că imediat ce aplicația unitară la nivel național va fi primită și va fi operațională, Casa Județene de Pensii va pune în plată cu celeritate toate deciziile de pensii neplătite, inclusiv decizia dumneavoastră. În plus, Casa de Pensii anunță pe pensionar că după data punerii în plata drepturilor stabilite urmează să fie transmisă și decizia de recalculare pensionarul nu a primit pensia nici după șase luni de la depunerea cererii. Astfel, prima plată pe care o va înregistra va fi pentru o pensie nerecalculată. Un pensionar a povestit că am depus dosarul de pensionare pe data de 2 sept 2024 și am aflat că anul asta nu vine decizia pentru că nu au programul cu care să calculeze. Situația este similară și în București. Cei care s-au pensionat recent sau au depus cererile de pensionare în ultimele luni se confruntă cu o situație dificilă. Aceștia nu au primit încă prima pensie din cauza problemelor de funcționare a sistemului, prioritatea având recalcularea pensiilor. Newsweek a semnalat că un număr considerabil de pensionari nu au primit decizia de recalculare, astfel încât, în septembrie, aceștia au încasat pensia la valoarea din luna august, care este mai mică. Este vorba despre aproximativ 170.000 de pensionari. Conform sursei citate, recalculările pensiilor se efectuează manual din cauza nefuncționării sistemului informatic. În plus, cei care au contestat cuantumul pensiei vor beneficia de recalculări care nu se vor desfășura prin intermediul sistemului informatic. Newsweek a trimis o serie de întrebări către Casa de Pensii, dar până acum nu am primit un răspuns. Ce se întâmplă cu programul de calcul al pensiilor? Pensionari se plâng că nu merge programul informatic, cel puțin pentru cei care au ieșit la pensii în ultimele luni? De ce nu sunt demise toate decizii de recalculare? Ar fi 170.000? de mii? Tot din cauza sistemului care nu funcționează?